Simona Obreja din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Namț și Eliza Ventaniuc de la Centrul Ștețen de Resurse și Asistență Educațională Namț vor reprezenta în acest an județul la Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială. Acestea au fost desemnate în urma unor mai multe etape de preselecție, precum și a votului online drept finaliste la categoria Premiul pentru cel mai bun asistent social din domeniul protecției copilului pentru obținerea trofeului intrând în cursă ce mai buni 14 asistenți sociali din țară. Județul Neamț a participat anul acesta la cea de-a treia ediție a Galei Naționale a Excelenței în Asistență Socială cu 16 nominalizări, fiind propuși cei mai buni specialiști din domeniu sau persoane care, prin activitatea lor, au contribuit la dezvoltarea serviciilor sociale de calitate. Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul Galei Naționale a Excelenței în Asistență Socială, ce va avea loc la Ateneul Român din București pe data de 14 martie. Evenimentul a ajuns la a treia ediție are scopul de a pune în valoare profesia de asistent social și de a recompensa moral activitatea celor mai dedicați specialiști din domeniu.